Hei, Eu sunt Gabriela Ungurelu și îți urez bine ai venit la primul episod de podcast Parent Yourself. Îmi doresc ca aceste episoade să te ajute să fii mai echilibrată și mai fericită, pentru că asta sunt aici să fac. Yourself. Welcome to Parent Yourself You're ready to parent yourself With Gabriela Ungurelu Acestea fiind zise, astăzi vreau să-ți vorbesc despre Parenting Yourself De ce se numește așa podcastul? De ce e important să înțelegi ce rol ar putea să aibă în evoluția ta ca părinte, termenul ăsta, și de unde a plecat So, ideea de parent yourself pentru mine a apărut în momentul în care am devenit părinte. Momentul în care devenim părinți este momentul în care ne întoarcem cu minunea de la maternitate. Plecăm civili, da, spre maternitate și uh, ne întoarcem părinți de la maternitate. Și acest termen de parenting nu prea are timp să se instaleze. Dacă ai fost la fel ca mine, și nici n-ai auzit de parenting, sau nu a fost un subiect care te-a pasionat foarte mult pe parcursul sarcinii, pentru că, din nou, dacă ai fost ca mine vreun pic, pe parcursul sarcinii, te-ai uitat la ce dimensiune are copilul, te-ai uitat la lucrurile care se dezvoltă în copil și la copil în fiecare lună. Ce are nou în fiecare lună. Te-ai dus la ecograf, te-ai dus la medic, te-ai asigurat că lucrurile sunt în regulă, ai mâncat mai curat, ai băut apă mai alcalină și fel de fel de lucruri din astea. Și cam asta ai făcut toată sarcina, iar în momentul în care te-ai întors de la maternitate, ai zis, gata, acum este momentul să mă apuc de parenting. Da? Eu așa am făcut. M-am apucat de parenting. Am zis gata, am terminat cu detaliile astea de, de culise și de dezvoltare, și acum trecem la etapa următoare. Doar că, ajunsă cu copilul acasă, am realizat că nu mai am timpul pe care îl aveam când copilul era în burtă. Am realizat că sunt foarte multe cărți de parenting. Am realizat că mă copleșește subiectul ăsta, și am început să cred despre mine că nu prea sunt un părinte bun. Și că e cam complicat să devin un părinte bun în contextul în care am doar timpul pe care îl mai am. Și, practic, pe măsură ce copilul a început să crească, pentru că știi foarte bine, primul an sunt foarte, foarte multe etape de dezvoltare care se întâmplă foarte des și. Unele durează mai puțin, altele mai mult, uh, nici nu prea ai timp să distingi între una sau cealaltă. Și atunci, citeam parenting, citeam detalii și informații despre copil, doar că până ajungeam să citesc ceva, copilul creștea și informația nu mai era valabilă pentru că copilul se regăsea deja în altă etapă de dezvoltare. Și informațiile pe care eu le aveam erau pentru un copil care era în etapa anterioară. Și atunci, la un moment dat am renunțat. Am zis, ok, trebuie să fie altă cale. Da? Nu vreau să cred despre mine toată viața că nu sunt un părinte potrivit, nu vreau să cred despre mine toată viața că nu sunt de ajuns, ca om, ca adult, ca mamă, așa că trebuie să existe o altă cale. Și acesta este modul în care am aflat. Și am început să cochetez cu ideea de parent yourself. Așadar, parent yourself este un concept despre cum să înveți să fii blând și bun și responsabil și iubitor cu tine ca să poți să fii blând și bun și responsabil și iubitor cu copilul din fața ta. Pentru că adevărul este că în parcursul meu de parenting myself, am avut momente în care m-am dus literalmente la Dex ca să văd ce înseamnă un cuvânt sau altul, astfel încât să înțeleg exact ce e în capul meu și ce cred eu despre un lucru sau altul. Pentru că generația dinaintea noastră. De părinți, părinții noștri nu au avut accesul la informație pe care îl avem noi. Nu au avut șansele nelimitate să fii, să devii și să ai orice pe care le avem noi. Au avut o viață extrem de ocupată, extrem de prinsă, extrem de încorsetați. Din punct de vedere social, din punct de vedere profesional, din punct de vedere familial, totul era la limită. Dacă nu făceai ceva în, pentru familia ta, familia ta era în pericol. Dacă nu făceai, dacă nu te duceai la job, jobul tău era în pericol. Dacă nu găseai modalități să depășești animozități și diferențe de opinie cu partenerul de viață, era dezastru pentru toată lumea. Sau părinții noștri au trăit într-o eră de fugă de dezastru. Okay? Iar noi trăim într-o eră în care toate ușile sunt deschise, toate informațiile sunt, ne sunt la, la dispoziție, poți să fii profesional ce vrei, poți să lucrezi unde vrei, poți să lucrezi de unde vrei, și atunci e normal să te simți într-un punct sau altul copleșit de toate posibilitățile pe care le ai nesimțindu-te valoros Suficient de valoros pentru a beneficia de ele. Și atunci când te gândești la partea de parent yourself, te ajută perspectiva asta să înțelegi că copilul tău va deveni ceea ce ești tu, așadar ai grijă și fă lucrurile pe care ai nevoie să le faci ca să poți să fii tu adultul care vrei să devină copilul tău. Versus să nu fii adultul care vrei să devină copilul tău, dar să-l cicălești la cap pe copil și să-i pui 700 de condiții și toate responsabilitățile încârcă ca să devină cine nu ești tu, cine nu ai devenit tu. Părinții noștri nu au avut șansa să fie în întregime, în totalitate și așa cum și-ar fi dorit adulții în care își doreau să creștem noi. Însă noi avem. Avem toate informațiile, avem toate resursele. Și vreau să faci un exercițiu de imaginație și să te gândești cum ar arăta viața ta dacă te-ai iubi așa cum îți iubești copilul, dacă te-ai uita la tine cu, cu blândețea cu care te uiți la copilul tău, dacă nu ai mai fi atât de critic. De îngrijorat și de speriat, așa cum ești, când te uiți la copilul tău și nu vorbește la timp sau nu vorbește ce trebuie, sau ă, alergă prea tare și îi riscă să se lovească foarte tare și asta te bagă pe tine într-un efect de fight or flight. Cum ar fi viața ta? Dacă ai putea să. Transform și să alchimizezi fricile, durerile și acest program de fugă de nenorociri în fugă spre bucurie. O să intrăm în mai multe detalii în partea a doua, așa că ascultați în continuare, revin în câteva momente. Am ajuns astăzi uh, aici. Să fiu parte din programul Gabriele Iuncurelu de oameni mari, este o realizare foarte mare pentru mine, deoarece acest program a fost pentru mine și despre mine. Inițial am lucrat cu Gabriela uh, în înțărcare și, datorită succesului pe care l-am avut uh, cu înțărcarea, am hotărât să aprofundez uh, informațiile pe care le-am cules de la Gabriela și așa m-am înscris în programul ei de oameni mari prin Gabriela Ungurelu și programul Oameni Mari, am învățat foarte multe despre mine. Am învățat despre lucrurile care m-au clădit ca om, pe de o parte, și care m-au dărâmat pe de altă parte. Și pot să spun că cea mai mare realizare a mea este aceea că de azi eu știu să lucrez cu mine, cu emoțiile mele, cu furtunile mele, cu dorințele mele. Eu știu să fiu o persoană asumată, o persoană hotărâtă, o persoană care trăiește azi, care nu trăiește nici în trecut și nici în viitor. Am înțeles odată cu acest program, că a mă pune pe locul întâi nu este nicio dovadă de egoism și, sau narcisism, ci din contră este uh, condiția care îmi umple sufletul de bine și de bucurie și de iubire pe care evident le dau mai departe uh, fiului meu, familiei mele uh, și celor din jur. Mulțumesc pentru că asculți în continuare! Astăzi vorbim despre parent yourself, conceptul de parenting pentru tine ca adult, înainte să parent copilul din fața ta, copilul pe care îl ai. Și sper că deja te-a inspirat ceea ce am discutat până acum să ai în vedere perspectiva asta. Cum să faci parent yourself? Cum să te educi pe tine prima dată? Mai ales când ești părinte și ai o mulțime de lucruri de făcut, și uh, zilele nu seamănă una cu cealaltă, și copiii nu sunt ceasuri elvețiene, și indiferent ce se întâmplă, există lucruri care pot să apară. Prima și prima dată este necesar să-ți faci timp pentru tine. Ok? Știu că mulți și multe dintre voi o să ziceți: Cred că Gabi a plecat bine de tot printr-o lucernă frumoasă, de altfel că altfel nu înțeleg de ce să-mi zică să-mi fac timp când eu, Gabi, nu am timp să-mi fac curat în casă, nu am timp să-mi spăl vasele, nu am timp să vorbesc cu omul de lângă mine, nu am timp, nu am timp, nu am timp, nu am timp. Din momentul în care vine copilul, acest nu am timp devine un fel de light motiv al zilelor noastre. De unde știu? Am fost acolo și am făcut asta. Așa am descoperit că întotdeauna ai timpul pe care ți-l faci. Ok? 24 de ore avem toți într-o zi. Atât tu, care ești în concediu de creștere copil, cât și uh, Elon Musk, care vrea să populeze Marte. Doar zic, da? 24 de ore avem toți. E vorba de modul în care prioritizăm aceste 24 de ore, lucrurile pe care le avem de făcut în ele, dar, la bază, ceea ce pe mine m-a ajutat enorm în, în evoluția mea de la. Uh, mamă cu copilul de gât, literalmente, în primii trei ani de viața ai copilului, nu am nicio poză, -am, nu am niciun selfie, doar cu fața mea, pentru că a fost copilul purtat și eram ca un cangur și bineînțeles că aveam ori fața mea și o ceafă, ori fața mea și o ureche, ori fața mea și un uh, rânget Da? Să so, știu cum e, am fost acolo, complet dedicată, fără să mă iau în considerare deloc, Tocmai de asta știu, acum vorbind din papuciunei unei mame de copil de 8 ani, că avem timpul pe care ne-l facem. Și în procesul meu de parenting myself, am ajuns să nu mă mai simt că nu sunt părinte de ajuns de bun, am ajuns să nu mă mai simt că nu sunt o persoană suficient de XYZ, fill in the gaps, completează tu punctele cu ce vrei, iar în parcursul pe care l-am avut, un punct foarte important a fost timpul meu cu mine. Știu, ești mamă, ești părinte, copilul are nevoi, copilul s-a de tine, dacă alăptezi încă, ești încă într-un într tumult de cumul și de factori. Însă, întotdeauna ai timpul pe care ți-l faci. Exact așa cum, și aici să ne înțelegem, biciu jos, nu arăt cu degetul, nu e ca și cum eu nu fac asta în continuare, să ne înțelegem, chiar dacă vorbesc despre cât de fain și frumos este să-ți faci timp, dacă vrei să ai timp, însă exact așa cum ai timp să scrolluiești riluri, exact așa cum ai timp să citești posturi și comenturi, exact așa cum ai timp să te plângi, ok, din nou, nu arunc un oroi, nu te simți cum musca pe căciulă, vreau doar să asculti, cu sufletul deschis o discuție deschisă și reală despre realitatea pe care o trăim ca mame, ca mame de copii care nu vin cu instrucțiuni de folosire, Da? <gânghe> sau so, așa cum ai timp să te plângi, așa ai timp și să nu te mai plângi. Să-ți o pauză. Așadar, în funcție de punctul în care ești, în drumul tău de mamă, în momentul în care asculți asta. Dacă ești până într-un an al copilului, aici vreau să știi că poți să ai progresiv, adică în primele șase luni poți să ai două ore pentru tine săptămânal, pe care le poți face rugând pe cineva să dea copilul o tură în jurul blocului, să se ducă la cumpărături cu copilul, să se ducă o chestie din asta. Timpul pe care îl ți-l faci cu tine, fie că ești mamă, fie că ești tată, este important să nu fie sub același acoperiș cu copilul. Adică timpul tău pentru tine să fie în afara acoperișului cu copilul, da? Iar dacă nu ai cum să faci asta, du-te în mașină, folosește mașina. Du-te în mașină și stai și ascultă muzică, scrie ceva, sună-ți o prietenă, sună un prieten. Stai cu tine, da? De ce nu sub același acoperiș cu copilul? Pentru că în momentul în care ești sub același acoperiș cu copilul, nu ești altceva decât mamă. Nu ești altceva decât tată. Nu vei putea să funcționezi altfel pentru că 90% din capacitățile tale sunt alertă pe copil, 10% spel vasele. <laughs> Și cam asta e tot. Na? Da? So, până într-un an poți să ai două ore pentru tine pe săptămână. În care, nu știu, să dai cum mopul. Mi-aduc aminte că eu, după ce am născut, simțeam nevoia să dau cum opu, simțeam nevoia să spăl geamuri, simțeam nevoia să fac lucruri care să mă facă să mă simt normal, pentru că mă simțeam în toate felurile, numai normal nu. Și să spăl pe jos și să frec rosturi de faianță m-a ajutat să am un sentiment de uh, știu ce fac, știu ce am de făcut, nu m-am pierdut de tot. Da? Să. So, Înainte de șase luni, două ore în care să faci tu ce vrei, după șase luni poți să mărești la o jumătate de zi. Depinde, după caz. Dar ideal, cam asta ar fi idealul, spre asta să te îndrepți. După vârsta de un an, deja poți să... Și în funcție de cum ești cu alăptatul, ca mamă, după vârsta de un an, îți recomand să te îndrepți spre o zi pe săptămână pentru tine, în care să faci tu ce vrei. Da? Să te duci să vizitezi magazine, să te duci să faci cumpărăturile și să citești etichetele la conservele de mazăre. Ce vrei tu să faci? Da? Aceștia sunt timpi ideali. Ideal și ca minim necesar pentru o viață liniștită, pentru un echilibru pe care să îl instalezi în tine în noua versiune de părinte. Fie că ești mamă, fie că ești tată. Da? Iar ca și cuplu, tot timpul am, am, sfătuit oamenii asta. Ok, pe măsură ce crește copilul, copilul va merge la grădii, tu te vei întoarce la serviciu, soțul este deja la serviciu, că el n-a plecat niciodată, sau când copilul crește, ideea este ca în weekend, când este timpul pe care toți îl aveți liber, să vă organizați în felul următor. Dimineața să te duci tu cu copilul în parc și să stea tati singur acasă. Și ei, ca și noi, au nevoie de timp singuri cu ei ca să se calibreze la noua um, condiție de părinte, la noua condiție de soț-tată. Da? Pentru că, desigur, noi ca mame ducem greul, să-i zicem așa, însă și ei au parte de propria lor calibrare. Și dacă pentru noi uneori instinctul matern vine nu chiar imediat ce am văzut copilul, pentru ei vine și mai târziu. Și ei au o etapă de, de adaptare ușor decalată față de a noastră. Ce mai vreau să menționez aici? So, ați înțeles asta cu timpul și ziceam, în weekend, pe măsură ce copilul crește, și intrați în, în rutina unei familii normale de pe planeta asta. Um, dimineața, sâmbătă dimineață, de exemplu, sâmbătă dimineață du-te tu în parc cu copilul și lasă lui timp liber. Da? După masă vine el și stă cu copilul după masă și te duci tu și faci ce simți tu să faci. Că simți să citești ceva, că simți să te vezi cu o prietenă, că simți să te duci în parc, că simți să te duci la sală, treaba ta ce faci. Iar duminică petrece timp în familie, like, toată ziua împreună. Pentru că aveți nevoie. Eu de ce zic sâmbătă? Pentru că după o săptămână de muncă aveți nevoie să vă eliberați creierul amândoi. Astfel încât duminica în familie să fie pe lin, pe bun, pe frumos, să nu fie cu toate poveștile de peste săptămână în ea și să vă încarce pentru săptămâna care urmează. Pentru că te motivează când ai o zi faină cu oamenii tăi dragi te motivează să te duci la muncă și altfel muncești, cu altă energie faci lucrurile din săptămâna aia versus harcea parcea de la cap la coadă, tu cu creierii pe pereți, el simțindu-se incapabil de a face orice și apoi vine luni și trebuie să te ducă iar la muncă. Iar tu trebuie să rămâi din nou singură cu copilul. Sau trebuie să te duci și tu la muncă, după caz. Ok? De ce este important asta? cu timpul. Este important pentru că în momentul în care naști, lobul tău frontal pleacă, pleacă în vacanță, mie îmi place să zic în bahaui, că nu mă hotărăsc între Bahamas și Hawaii, uh, niciodată nu mă hotărăsc, <laughs> probabil o să trebuiască să merg acolo ca să văd diferențele și să pot, dar până atunci zic bahaui, sau creierul tău, lobul tău frontal, partea rațională a creierului tău în momentul în care naști pleacă în bahaui, pentru o vacanță, pentru un sabbatical. Știi ce e la un sabbatical? Este în corporații la fiecare 5 ani, nu în toate, dar în majoritatea, la fiecare 5 ani îți dă un an liber în care să faci tu ce vrei. Și se numește sabbatical. So, creierul tău rațional pleacă într-un sabbatical din ăsta în Bahaui, din momentul în care naști și până în momentul aproximativ în care copilul începe să se deplaseze. De aceea, pleacă o fată frumoasă și deșteaptă la maternitate și se întoarce o gozilă. O gozilă cu acte în regulă. De aceea, nu înțelegi cine ești, pentru că e o diferență enormă între cea care a plecat la maternitate și cea care se întoarce la maternitate, chiar dacă e vorba de 12, 24, 48 de ore între aceste drumuri pe care le faci, da? Pe de o parte, pe de altă parte, energetic vorbind, treci în momentul în care naști din energie feminină în mm. energie masculină. Pentru că tu ești cea care protejează, protect and provide, tu ești cea care protejează și hrănește. Copilul depinde cu viața de tine și atunci ai deja double trouble, da? <laughs> Pentru că odată îți pleacă raționalul de fată frumoasă și deșteaptă și iese Godzilla din tine, și a doua oară te transformi în bărbat, basically asta înseamnă. Da? Te transformi în bărbat și începi să te comporți cu soțul tău de parcă tu ai fi bărbatul. Iar el începe să reacționeze la tine ca la un adversar care îl provoacă. Și de aceea te trezești că după ce că nu mai știi cum te cheamă cu buletinul în mână, nu-l mai recunoști și pe omul, nici pe omul din fața ta. Pentru că modul în care te raportezi la el face ca el să aibă o reacție de adversar cu tine. Pentru că tu te transformi în bărbat. Și atunci e important să înțelegi că timpul pentru tine, în primul an de viață, până copilul începe să meargă, este super important pentru ca tu să fii echilibrată și să-ți aduci aminte cine ești. Aș vrea să-i mulțumesc Gabrielei din tot sufletul meu pentru că m-a împins înspre mine, pentru că m-a ajutat să mă ridic și să prind rădăcini, să, să fiu puternică, să am încredere că soluția, răspunsul este întotdeauna la mine, că iubirea, bucuria. Este întotdeauna la mine și să cred, sincer, că fiecare zi îmi aduce cea mai bună versiune a mea. Sincer, eu nu doar o recomand pe Gabriela și programele ei. Dacă aș putea, le-aș face obligatorii la cât, la cât sunt de prețioase. Gabriela Ungurelu. Vei rămâne pentru totdeauna zâna mea bună și îți mulțumesc din tot sufletul meu. Și te recomand cu toată inima și cu tot dragul tuturor celor care simt că vor să se dezvolte, că vor să se regăsească, că vor să se înțeleagă. Bine ai revenit și îți mulțumesc pentru că ai rămas alături de mine până la sfârșitul episodului. Aș vrea să îți dau o temă. Cei care lucrează cu mine, cei care mă știu în oameni mari, se știe și în înțărcare la fel, eu sunt fata cu temele. Adică vii la mine și eu îți dau teme. Iar tema episodului este, să... este o afirmație. Sunt cel mai bun părinte pentru copilul meu. O afirmație pe care îmi doresc să ți-o repeți cu voce tare atunci când te trezești dimineața înainte să te dai jos din pat și seara când te așezi în pat înainte să închizi ochii să dormi. Și mi-ar plăcea foarte mult să îmi spui cum se simte, cum te simți ca părinte după ce faci asta. Concluzia episodului este practic afirmația episodului. Dincolo de toate greutățile Dincolo de toate neajunsurile, dincolo de toate uh, lucrurile care par imposibile atunci când devii părinte, este important să știi și să-ți amintești că ești cel mai bun părinte pentru copilul tău. Iar despre asta, și cum, și de ce ești cel mai bun părinte pentru copilul tău, o să vorbim în episodul următor. Așadar, îmi doresc să-mi spui care sunt ahaurile și wow tale din acest episod. Îmi place foarte mult să aud feedback-ul vostru pentru că în felul ăsta informația pe care o pregătesc pentru voi este super specifică nevoilor voastre. Pe de o parte, pe de altă parte, te invit să împarți acest episod cu prietenii tăi, cu grupurile tale. Eu sunt Gabriela Ungurelu și pot să-mi dai tag ca să-mi spui cum ți s-a părut. Care sunt lucrurile pe care le-a învățat astăzi și acestea fiind spuse ne vedem luna viitoare pentru un nou episod din Parent Yourself. Thanks for listening to Parent Yourself. Tell your friends you Parent Yourself. Review and subscribe. We hope you had a very good time.